Proiectul punerii în circulație a unei monede românești care să înlocuiască amalgamul banilor străini care circulau pe teritoriul țării noastre s-a lovit de la început de opoziția Austriei și a Imperiului Otoman. Acesta din urmă, după ce contestase dreptul României de a bate monedă proprie, a sfârșit prin a accepta această idee, dar a pus condiția ca pe lei românești de aur și de argint să apară și un simbol otoman. Legea monetară adoptată la 22 aprilie 1867 instituia leul ca monedă națională. Primele monede de 1, 2, 5 și 10 bani au fost bătute în Anglia, urmând ca din anul 1870 monedele să fie emise de către monetăria statului român. De-a lungul anilor, leul românesc a cunoscut mai multe schimbări. În perioada 1991-1994 au apărut bancnotele de 500, 1000 și 5000 de lei. Între anii 1996-2000 au apărut hârtiile de 50.000 de lei, 1000 de lei, 5000 de lei sau 100.000 de lei. În prezent, românii folosesc bancnote de 1 leu, 10, 50 și 100 de lei, de asemenea și de 200 și 500 de lei. În circulație sunt și monedele de 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani.